Așadar, doamnelor și domnilor, prin FEADR, Fondul European de Dezvoltare Rurală, 9,738 de miliarde de euro bani alocați României pentru dezvoltare rurală, 4,1 miliarde de euro de la capitolul investiții de 7,15 miliarde deja contractați și plăți efective de peste 3 miliarde de euro sau în jur de 3 miliarde de euro până în acest moment pe 47.463 de contracte, da, încheiate la nivel național. În studioul TTV se află directorul general al APDRP, Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit. Este omul care gestionează aproape 10 miliarde de euro pentru mediul rural, pentru activitățile agricole din România. Așadar, un interlocutor mai mult decât interesant. Domnia s-a avut amabilitatea să ne răspundă invitației la acest interviu. Îi mulțumim încă o dată și domnule Vădan, pentru că tot vorbeam de aceste investiții și de 10.000 de proiecte la nivel național. Suntem în județul Dâmbovița. Sunteți dâmbovițeni și dumneavoastră și ne mândrim cu această, să spunem, legătură. Spuneți-ne care este situația proiectelor din județul Dâmbovița, care au obținut finanțare din fondul european prin APDRP, câte proiecte au fost deja contractate în Dâmbovița, dacă aveți toate aceste cifre acum la îndemână. Am câteva cifre, să vă dau niște cifre și generale. Și câte au fost finalizate eventual. Și să vă dau niște cifre generale și spre comparație. Da, chiar vă rog. Programul SAPART, pe care îl cunoaște toată lumea, cel de preaderare, s-a desfășurat evident și în județul Dâmbovița, mai ales că în Dâmbovița și la Târgoviște este centrul regional pentru regiunea 3 Sud-Muntenia. Spre comparație, așa, ca să putem să facem o comparație cu SAPARD-ul, prin programul SAPARD în județul Dâmbovița au fost 106 proiecte. 106 proiecte de toate, da? De toate, cu o valoare de aproximativ 40-45 de milioane de euro. 40-45 milioane. Acesta a fost programul SAPARD pentru județul Dâmbovița. Da. Programul preaderare. De preaderare, da? Cel din până în 2007 cu plăți până în 2009. Da. Programul actual FEADER-ul, care este 2007-2013 și este în plină desfășurare. Până la acest moment, județul Dâmbovița are 2402 contracte cu o valoare a acestora de peste 230 de milioane de euro. Cu plăți efective? Există o... Există 106 proiecte finalizate. Un număr egal cu cel total al proiectelor pe SAPARD. 106. Da. Ce deja există 106 frumoasă, proiecte da? Finalizate. Cu o valoare aici, o am în lei, dar nu e ușor de împărțit la 4, da. De 71 de milioane 500 de lei. Adică 18... Aproape, 20 de milioane de euro plătiți efectiv pentru proiecte finalizate. Plățile sunt mult mai mari, da. Dar nu sunt finalizate și există plăți efectuate în valoare de 233 de milioane de lei. Adică ceea ce înseamnă 55 de milioane de euro plătite către investițiile din România, da. Din Dâmbovița. Trebuie să spunem și un aspect negativ. Din nefericire există și 16 contracte reziliate. Pentru să ce le uităm. De obicei, cel mai important motiv pentru care contractele se reziliază este faptul că beneficiarii noștri nu reușesc să-și respecte contractele. Și principala problemă pe care o întâmpină beneficiarii noștri este lipsa de cofinanțare. Adică ei nu reușesc să aducă banii din sursele proprii alocați acestor proiecte. Cam care este media acestei cofinanțări? Media acestei cofinanțări este... Deci vă dau marjele între, da. Între 60 și 10%. Aha. Am înțeles. Și dacă nu au acei bani, trebuie să vină cu o parte din bani. Dacă nu au acei bani, ei trebuie să se adreseze unor instituții bancare, da. Care să le asigure acești bani. Nu întotdeauna reușesc. Sunt probleme mai ales pentru start-up-uri, care nu pot să îndeplinească, foarte greu pot să îndeplinească niște standarde de creditare pentru o bancă, pentru că n-au istoric. Deci sunt probleme de finanțare proprie a celor care au primit aprobare de la noi pentru a... Și-au semnat un contract cu noi pentru a implementa un proiect pe baza declarației lor pe proprie răspundere că au bani pentru cofinanțare. Am înțeles, da. Asta noi așteptăm o perioadă de aproximativ un an, timp în care ei trebuie să-și facă
procedurile de achiziții și să facă dovada cu finanțării, să aibă și ei banii lor, după care începem să-i întrebăm și foarte mulți dintre ei au cerut rezilierea contractelor, la mai puțin dintre ei le-am reziliat noi contractele, noi căutând în permanență să-i susținem, să-i ajutăm, să le mai dăm o prelungire, uneori care am fost acuzați despre de faptul că uneori cu prea multă ușurință prelungim aceste contracte în speranța că beneficiarul va găsi o sursă de finanțare, în timp ce este foarte adevărat, banii ar putea fi dezangajați din aceste contracte, deci contracte reziliate și alocați altora care... Deci există o răbdare și la noi un timp cât îl așteptăm să găsească o sursă de finanțare pe care a declarat că o are. Dar nu putem aștepta la infinit. Nu putem aștepta la infinit pentru că rămânem cu banii nefolosiți. Și este păcat că poate sunt oameni sau firme care chiar știu ce să facă cu acei bani, chiar ar putea să asigure cofinanțare. Și tocmai de asta mai și reziliem contracte din nefericire. Da. 16 contracte reziliate pe fonduri din FADR, nu pe SAPART, nu? Nu, pe fonduri din FADR. Vorbim despre FADR. Pentru că am primit, domnule director, o informare pe e-mail în care spune că, iată, Comisia Europeană a închis conturile SAPART pentru anul 2008 fără nicio corecție financiară. Ce vrea să însemne asta? Asta înseamnă că agenția noastră a avut un succes iarăși, cu toată modestia, în aceea că Comisia Europeană, după ce a verificat toate plățile făcute de către agenție în anul 2008 și toate verificările făcute de către Curtea de Conturi ca autoritate de audit, de către Comisia Europeană prin auditorii proprii, după ce au cerut informații suplimentare nenumărate, au ajuns la concluzia că România a dat un grad de asigurare foarte puternic, astfel încât nu îi se impun corecții, a făcut lucrurile corect. Da, deci în cazul acesta nu se impune returnarea niciunui eurocent, toate cheltuielile fiind făcute în mod corect, sună informarea pe care am primit-o eu. Acesta este un aspect pozitiv, domnule director, numai că nu toate sunt așa, apropo de SAPARD, a fost un scandal întreg. În principal, cu finanțările scapă numele, numărul, cifrele, codul acela al măsurii pentru industria cărnii. Este vorba de măsura 1-1 pe carne și produse și subproduse din carne, finanțată pe SAPARD, o măsură care avea la dispoziție aproximativ 200, până în 250 de milioane de euro, din care au fost finanțate aproximativ 211 proiecte. Da. Și la care, în urma unor verificări făcute de către OLAF, Oficiul de Luptă Antifraudă European a găsit 62 de proiecte cu probleme, dintr-un total de 81 pe care le-au verificat nu prin sondaj, ci pe verificare țintă. Ei urmăreau acolo anumiți furnizori de utilaje pentru prelucrarea cărnii, care se pare că făcuseră fraude în Bulgaria. Bulgaria a avut probleme mai mari din cauza acestor furnizori și nu numai a lor, și a beneficiarilor din Bulgaria. Nu vorbim acum despre vecinii noștri bulgari, bine că și le-au rezolvat între timp, deși au avut foarte mult de tras. Ca să nu pățim și noi același lucru, agenția a implementat recomandările OLAF-ului, făcând pentru 47 dintre aceste contracte debite totale la recomandarea OLAF-ului. Asta înseamnă că li s-a impus să dea banii înapoi, toți banii înapoi. Da, toată finanțarea de la Comisia Europeană și Guvernul României. Da, adică 50% din valoarea proiectului. Vă aduceți aminte, să apar de la 50%. Da. Știu că la un moment dat s-a iscat un scandal monstru, tocmai din pricina fermității cu care agenția pe care o conduceți a pus în practică recomandările. De fapt, nu sunt recomandări. Așa le numesc ei politicos. Dar sunt cereri pe față și nu pot fi discutate. Sunt recomandări. Da. Nu se discută nicăieri în Europa o recomandare a OLAF-ului. OLAF fiind organismul de luptă antifraudă al Uniunii Europene. Oficiul de luptă antifraudă al Comisiei Europene, un organism total independent care este finanțat și atât. Finanțat de către Comisia Europeană. În rest este total independent. Cum ar trebui și este fie... deasupra, inclusiv deasupra Comisiei Europene și a Parlamentului European. Adică, după cum se știe, da, poate să controleze inclusiv Comisia Europeană, membrii Comisiei Europene și activitatea Comisiei Europene. E un fel de
mic Dumnezeu al Uniunii Europene în ceea ce privește respectarea legii? A fost înființat tocmai pentru a lupta împotriva anumitor aspecte neplăcute din Europa Unită. Undeva cu, cred că vreo 3 săptămâni în urmă, domnule Vădan, că v-am sunat și pe dumneavoastră și v-am adresat câteva întrebări și vă mulțumesc și acum pentru că mi-ați răspuns, am scris și eu un material pe tema asta, pentru că tocmai ce reizbunise scandalul cu Sorin Minea, cu Asociația Română a Cărnii, cu producătorii, procesatorii din industria cărnii, care, vai, plângeau ca niște casandre, ce facem, uite, ne distruge industria cărnii pentru că ne cere banii înapoi. Nu cred și că au existat, iertați-mă, au existat și o serie de abordări politicianiste pe această temă. Domnule, vai, ce le facem bieților oameni? Pe bieții oameni era, reprezentau bieții cu ghilimele, sigur, doar vreo 60 de proiecte dintr-un total de 47. De 47 până iar scandalul este pentru 11 dintre ele. 11 dintre ele care au intrat deja în atenția DNA-ului, din câte am văzut eu, că unul dintre ei aceste proiecte, toate aceste contracte, toate aceste proiecte sunt, din momentul în care au fost raportate de către OLAF și ni s-au trimis nouă recomandări, aceste recomandări se duc automat și la DNA și la DLAF, da, pentru a verifica dacă există aspecte de natură penală. Da, bine, acum eu n-am mai urmărit subiectul, dar la momentul documentării a existat certitudinea că pentru 11 dintre ei începuse, cum să vă spun eu, să se așeze serios pe treabă DNA-ul, pentru că în multe cazuri, din câte am înțeles, este posibil să mă înșel. Vedeți că această legislație încrucișată s-ar putea să ne dea dureri de cap nouă, la care nu ne pricepem foarte bine. DNA-ul mai așteaptă și de la DLAF, de la Departamentul Român de Luptă Antifraudă, da, asociat OLAF-ului, da? Este omologul național al OLAF-ului, ca să zicem așa. Da, și cam atât, pentru că eu am primit semnale destul de controversate, să spunem, în legătură cu activitatea acestui DLAF. Facem totul românește, domnule director. Mi-e greu să mă pronunț. Nu, este nu vă cer să vă pronunțați. Eu fac o afirmație. Ce nu pot să cer vă spun eu este că până la acest moment, pentru unul dintre proiecte, DLAF ne-a trimis un raport. Este în regulă. Și pe care l-am implementat imediat, pentru că avem obligații legale. Și mai un aspect, vă rog să nu vă supărați pe mine, este poate o dovadă de lipsă de politețe. Sunteți oaspete, sunt gazdă. Dar la urmă urmei, despre asta este un talk show. Nu trebuie să ne complimentăm la nesfârșit. Iertați-mă, dar aveți o problemă și cu onor domn-ministru Tabără. Pentru că mie mi-este greu să înțeleg, și am și scris în termeni mult mai duri pe care nu-i suportă camera, mie mi-este greu să înțeleg cum un ministru care știe care sunt, cum să spun eu, responsabilitățile într-un domeniu atât de delicat și de important cum este cel al fondurilor europene, un ministru să vină și să, cum să spun eu, să atace OLAF-ul ca să apere 47 de afaceriști, mi se pare cu totul și cu totul și cu totul dubios. Mă rog, este opinia dumneavoastră. Păi, eu nu pot să fiu de acord. Nu, dar eu am spus o. Ministrul Tabără probabil că ia în calcul toate aspectele. Pe de o parte, aspectul apărării fondurilor europene și a ține cont să nu se ajungă în situația în care a ajuns Bulgaria neimplementând recomandările OLAF-ului. Pe de altă parte, desigur, probabil că și sectorul de carne îl îngrijorează. Aici trebuie găsită măsura în care lucrurile sunt în echilibru și ministrul Tabăr este pus în poziția în care trebuie să aibă Iertați-mă, n-am vrut să vă pun într-o poziție delicată. O să vă scutesc de, cum să vă spun eu, de nevoia de a justifica sau comenta acest aspect. Nu vă pot cere să vorbiți de rău, ministrul dumneavoastră, ar fi culmea. În schimb, o spun eu răspicat și cu toată responsabilitatea. Este inacceptabilă o astfel de atitudine, cu atât mai mult cu cât, iarăși, mi-a sărit mie cumva așa o păsărică pe creier când am văzut cât de bun prieten este domnul ministru. Mă rog, cât de bun prieten prin prisma, cum să spun eu, asemănării declarațiilor, nu că i-am văzut la vreo bere cumva, între domnul ministru Tabără și domnul Sorin Minea, care este președintele Asociației Române a Cărnii. El însuși un mare afacerist, mare investitor în domeniul cărnii, dar atenție, unul dintre cei care trebuie să dea înapoi 800 de mii de euro pentru că a fost prins, nu, se suspicionează că ar fi fost prins cu o cauă mică. Cum este suspiciune de fraudă, este exprimarea este în termeni europeni, da? Da. Deci, există suspiciunea că una dintre firmele domnului Sorin Minea, președintele Asociației Române a Cărnii, a cam dat-o cotită, cum se spune, printre blocuri cu furnizorii de echipamente și de ce mai e din Uniunea Europeană, verificați de OLAF și găsiți cu o cauă mică. Și s-a spus, trebuie să dai, nu, există recomandarea, terminologia europeană este foarte importantă, mi s-a explicat, recomandarea acestui organism de luptă antifraudă să-i se ia banii înapoi, toți banii pe care i-a primit de la Uniunea Europeană pentru acel proiect. De aici și, cum să vă spun eu, revolta a 47 de afaceriști
care, culmea, primesc un sprijin nesperat de la ministrul Tabără. Îmi pare tare rău că trebuie să spun, dar e ceva putred. Ori domnul Tabără are nevoie de un concediu, ori lucrurile stau chiar mai rău decât atât. Probabil din pricina vârstei. Nu mai are o imagine foarte clară a ce se întâmplă. Dar nu contează, ca să nu-l pun în dificultate pe oaspetele meu, pentru că n-are cum să comenteze. Este ministrul, cum să spun eu, șeful pe linie ierarhică. Nu există exact. Oarecare ierarhie. Agenția între... este subordonată ministerului. Bun. Nu o să vă pun în situația asta delicată, numai că trebuie să rupem o dată pisica domnului Vădan. În Bulgaria, că nu voiați să comentați, comentez eu, s-a lăsat cu arestarea directorului agenției Zapad, s-a lăsat cu sute de milioane de euro pe care Bulgaria au pierdut, s-a lăsat cu pierderea autonomiei sau pierderea controlului asupra acestor fonduri, pentru că au venit direct de la Comisia Europeană și îi dădeau așa, punctual, fără să mai existe vreo, cum să spun eu, filieră bulgărească sau vreo implicare a autorității bulgare în acest caz, da? Adică veneau direct europenii și dădeau banii, nu? N-a existat un control, o tutelă a... A existat o tutelă o perioadă după desființarea agenției de plăți pentru cazurile... Au pornit la cazurile cu carnea din Bulgaria. Bun. Da, a fost o chestiune foarte delicată și foarte neplăcută pentru colegii noștri. Și acum, DLAF-ul. Eu iarăși nu înțeleg, o să-mi iau și de ăștia. Iertați-mă. Domnul Vădan, ne cunoaștem, e mai greu să mă închide cineva gura, ne cunoaștem de o mulțime de vreme, dar trebuie să spunem și pe astea. Așa cum Olaf-ul a descoperit aceste suspiciuni de fraudă, ca să mă păstrez în terminologia oficială, este de neînțeles cum DLAF-ul, adică organismul românesc, care ar fi trebuit să descopere aceste lucruri, nu a descoperit nimic. Că de aici și drama. Dacă descoperea DLAF-ul, organismul românesc, suspiciunea de fraudă sau de neregulă din acele contractări, din acele achiziții... N-avea posibilitatea DLAF-ul să facă lucrul ăsta, întrucât neregulile s-au petrecut în afara teritoriului României. De astea nu le-am descoperit noi. Aha, bun, păi nu trebuia să le descoperiți dumneavoastră ca agenție, pentru că există organismul... Noi facem și noi controlele noastre la plată, dar noi nu aveam posibilitatea fizică și tehnică de a face verificări în afara țării. Da, OLAF-ul are posibilitatea și transmite toate lucrurile astea și DLAF-ului, care poate să facă și el. Vă rog să-mi confirmați, achite. Pentru că despre asta n-am apucat să vorbim. Este vorba de niște afaceri dubioase, ca să le zic așa, sub rezerva că până nu se pronunță instanța, ele așa rămân, da? Suspiciuni de fraudă la achiziții, adică furnizorii din vestul Europei, aceiași care au fost implicați și în cazurile din Bulgaria, da, au furnizat României, investitorilor români, beneficiarilor români, echipamente și utilaje cu facturi umflate, da? Umflau prețul pe facturi. Nu neapărat, ci mai multe, sunt puține astfel de cazuri cu facturi cu prețuri umflate, sunt mai multe suspiciuni în ceea ce privește faptul că achizițiile au fost, ca să zic așa, fictive. Adică ofertanții s-au înțeles între ei. Aha. Despre asta este vorba. Păi da, știu că au descoperit și schimburi de corespondență între anumiți furnizori care stabileau... Da, OLAF-ul a avut posibilitatea de a ridica calculatoare, de a ridica corespondență de la furnizorii de echipamente din Germania, Italia, Spania sau mai știu eu de unde. Ei aveau această posibilitate și în felul ăsta au descoperit unele nereguli, le numim noi, pentru că noi ne interesează aspectul fraudei. Aspectul fraudei este... treaba altor organisme. Pentru noi aceste chestiuni se numesc nereguli, ele se încadrează în regulamentele europene în anumite grade. OLAF-ul și Comisia Europeană, din toate discuțiile și scrisorile și recomandările transmise, a considerat că aceste nereguli sunt foarte grave, fapt pentru care a cerut debit total. Păi chiar vreau să vă întreb... Aici o întreagă discuție dacă se poate face debit parțial, dacă se poate face debit deloc... sau dacă se face debit total, este o întreagă discuție, dar e mult mai specializată și pe regulamente europene și... Dar în momentul în care Comisia Europeană, acum ați confirmat că și-a însușit acel punct de vedere al OLAF-ului și Comisia Europeană. Da, Comisia adică Europeană a total. Verificat de două ori până acum dacă am pus în aplicare recomandările OLAF și bine că le-am pus. Și le-ați pus? De la câți dintre cei 47 ați reușit să recuperați banii? De la destui. Au fost unii care au venit și au plătit imediat. Au considerat că au avut un credit fără dobândă câțiva ani. Deci n-au comentat nimic, pur și simplu. N-au comentat nimic, au plătit imediat debitul. Au fost alții care au cerut amânare, au fost alții care s-au opus și sunt în justiție. Deci lucrurile decurg în mod normal, legal. Și domnul Sorin Minea, președintele Asociației Române a Cărnii, patronul firmei Angst, o celebră deja
puneți dumneavoastră ghilimele, vă rog, doamnelor și domnilor, în ce situație se află? Domnul Mine a fost sancționat? Se află în situația în care s-a adresat justiției și până la acest, pentru suspendarea deciziei noastre, până la acest moment justiția a respins cererile. Aha. Pentru că domnul era foarte vehement cerându-vă demisia pentru că ați îndrăznit să puneți în aplicare o cerință a Uniunii Europene. Mă rog, este o țară liberă. Da, da, era, repet, era foarte vehement și mi s-a părut că e ceva dubios. Ok, e președintele Asociației Române a Cărnii, anumiți investitori din industria asta se trezesc că trebuie să dea bani înapoi pentru că s-au găsit nereguli. Dar era prea virulent, până când am descoperit legătura între el și o firmă care a depus un astfel de proiect. Bun, președintele României și mai apoi premierul vorbeau despre aceste nereguli cu fondurile europene, domnule Vădan, spunând că, cerând de fapt sau sugerând, că ar fi bine să nu mai facem cereri de decontare, vă rog să mă iertați, la Uniunea Europeană până când nu se verifică toate aspectele acestea cu eventuale potențiale nereguli, da, cu excepția, că există o excepție a fondurilor pentru agricultură, adică a celor care vin din Fondul European de Dezvoltare Rurală prin APDRP. Adică acolo putem să mergem mai departe, considerând și președintele, și această părere a fost împărtășită și de premier, că în domeniul fondurilor pentru agricultură lucrurile sunt în regulă, nu sunt nereguli de natură ne pune situația. Este foarte adevărat, avem și iată și măcar o recunoaștere după ce am avut atât de multe contestări. Evident că aceste verificări și supraverificări și paraverificări pe care agenția le face, care uneori nu sunt foarte plăcute pentru beneficiarii noștri, care sunt supărătoare, se pun întrebări, scuzați-mă, deci căutăm până la grupa sanguină, ca să folosesc un termen popular, tocmai pentru a fi asigurați că nu există niciun fel de problemă. Da. Iată că au venit și roadele acestor asigurări și supraasigurări pe care agenția le cere și care fac... E adevărat, un mare disconfort. Atât agenției, nici noi nu ne-am dorit să muncim atât. Ne-am dorit ca lucrurile să fie mult mai simple, să meargă mai repede. Dar avem un corp de, pot să spun, de elită de experți în agenție. E adevărat, formați în ani de zile, pentru că mare parte dintre ei sunt dintre cei care au lucrat și în SAPARD-ul european și în SAPARD-ul românesc și în programul Fermierul. Deci au lucrat și avem avantajul ăsta că avem un corp de elită de specialiști în agenție, atât în oficiile județene, în centre regionale și în sediul central. Asta a făcut ca, nu pentru că suntem noi mai deștepți decât alții, ci pentru că având o astfel de experiență, având atât de multe controle ale Comisiei Europene, deci, spre exemplu, avem între 6 și 12 controle ale Comisiei Europene în fiecare an. Nu mai vorbim de controlele permanente ale Autorității de Audit Curtea de Conturi, nu mai vorbim de controlele noastre cu Direcția de Control și Antifraudă, de controlele noastre cu Direcția de Audit Intern și așa mai departe. Deci, toate acestea au dus la, după fiecare astfel de misiune, s-au făcut niște recomandări de către specialiști care au verificat, care au zis părerea noastră este că e mai bine așa, recomandări pe care agenția și le-a însușit sau nu, atunci când a considerat că astea duc spre asigurarea folosirii banilor europeni în mod corect, evident că nu le-am însușit. E toată această înlănțuire de misiuni și de îmbunătățire permanentă a activității și a procedurilor de lucru a dus spre niște rezultate mai bune care la ale altora, care probabil au mai puțină experiență, nu știu, mai puțină implicare, nu pot să mă pronunț eu ce este acolo. Cert este că asta este situația la acest moment. S-a dovedit că tot ceea ce facem noi, chiar așa supărător cum este, inclusiv celebra verificare a achizițiilor, pe care toată lumea spunea că nu avem voie să o facem, iată că acum a fost foarte bună, prin faptul că am verificat toate achizițiile noi ca agenție, acum Comisia Europeană le cere celorlalți să verifice achizițiile. Da, dar riscăm... Și să le reverifice achizițiile. Iată că noi le-am verificat din start, cunoscând cerințele Comisiei Europene, cunoscând că Comisia Europeană, prin auditorii lor, nu acceptă niciun fel de rabat de la regulamentele europene, încercând în permanență să corelăm regulamentele europene cu legislația românească. Și câteodată avem probleme. Mai bine invers. Și mai bine adaptăm legislația. Ar fi bine și invers. Da. Aici lucrurile sunt iarăși foarte complexe. Legislația europeană, regulamentele europene sunt foarte mari, foarte stufoase. E foarte greu să preiei tot în legislația românească. Sunt o grămadă de probleme de procedură. Trebuie înțeles și acel auditor european, pentru că lucrurile pot fi judecate și foarte simplu.
e greu să-i explici muncitorului, contribuabilului german, italian, francez, mai știu eu, englez pe acolo, că el trebuie să plătească taxe și impozite care, într-un anumit cuantum, se duc în bugetul Uniunii Europene, această construcție uriașă, pentru ca undeva în România un șmecher să-i subtilizeze banii. Adică e clar că... Pot să fiu de acord cu dumneavoastră, dar cu amendamentul că și muncitorul român plătește taxe. Este foarte adevărat, dar... Și muncitorul român trebuie să fie la fel de atent. Noi măcar ne furăm singur căciula. Nu, românul încă nu are conștiința faptului că banii europeni sunt și banii lui. Românii încă nu conștientizează acest lucru și e foarte grav. Tocmai de aceea, domnule director, sunt tot felul de... Nici nu știu cum să le zic, micimandă ăștia cu creierul cât o nucă și doar când se inflamează respectivul, da? Care pun problema de o manieră absolut incredibilă și pentru unii dintre cetățeni pare rezonabilă. Uite, apropo de aceste acuzații că ați adus bani în Dâmbovița, păi eu în locul dumneavoastră aș fost extrem de mândru să mă acuze cineva de asta, chiar dacă ar fi fost pe nedrept, pentru că nu puteți da și decât... Și eu aș fi extrem de mândru dacă aș fi putut să aduc eu bani în Dâmbovița. Din fericire, vreau să spun, rezultatele acestea pe Programul Național de Dezvoltare Rurală ale județului Dâmbovița, ca și pe celelalte programe, probabil, din câte știu, eu nu am cifre exacte, ne plasează pe unul din primele locuri în țară în privința absorbției fondurilor europene. Păi și eu vreau să subliniez un fapt. Lucrul ăsta nu se datorează cuiva, vreunui om. Nimeni, dacă este un singur om, nu poate să facă acest, nu poate să aducă, că nu le aduce de undeva. Fondurile astea se dau pe anumite criterii, pe anumite proceduri, pe anumite verificări. Este o serie întreagă. Ca să aduci fonduri europene, trebuie să ai proiecte. Proiectele trebuie să fie bune, mai bune decât ale altora. Sunt 106 în Dâmbovița care deja au... Sunt finalizate. Au finalizat proiecte, s-au devenit mai buni decât alții. Eu vorbesc la nivelul... acum vorbeam la nivelul întregului județ pe toate programele. Da. Da? Unde avem... Sper că nu spun, fac vreo greșeală, peste 600 de milioane de euro aduși din bani europeni în județ. Bugetul județului pe 20 de ani. Da. Proiecte care se implementează peste tot. Am văzut că se lucrează peste tot, numai pe cele din agricultură. Se lucrează și privații, lucrează și publicii, autoritățile mai locale. Mai avem un minut și două întrebări. Vreau doar să subliniez ca să fie clar. Atunci când într-un județ, într-o localitate, sau fie ea județ, oraș, comună, sunt fonduri europene, sunt fonduri europene pentru că cineva s-a preocupat, cineva s-a luptat și numai cine a făcut un proiect și știe cât a alergat, câte zile și nopți a stat după avize, după autorizații, după proiectant, după consultant, după mai știu eu cine, ca să obțină acești bani europeni, numai dacă autoritățile locale, județene, sunt implicate. Și județul Dâmbovița a dovedit că are autorități locale care au văzut șansa în fondurile europene și au făcut eforturi supraomenești ca să aducă fondurile europene, pentru că asta era șansa județului. Cinstelor. Cele două întrebări pe care vreau să vi le adresez, una dintre ele, de ce credeți în ciuda evidențelor, a cifrelor care nu pot să mintă? Pentru că aici e vorba de bani, când vorbim de bani, îi avem sau nu îi avem, îi încheltui bine sau nu, rezultatele se văd sau nu, iar cifrele și ceea ce se vede sunt de partea dumneavoastră, de ce sunteți atacat atât de vehement? Pentru că vorbeam de politicieni, avem și în Dâmbovița unul. Da, așa, dar atât îl duce pe mintea. Care acolo acuză... unde sunt bani, sunt și interese. Atunci când interesele proprii nu coincid cu interesele agenției care urmărește implementarea fondurilor europene din banii Uniunii Europene și ai Guvernului României în mod corect, astfel încât România să nu piardă niciun euro din acești bani. Deci atunci când aceste interese nu sunt aceleași, probabil că unii care au posibilitatea și cu asta se ocupă, vorbesc. Da. I-ați stârnit, le-ați tăiat, să spunem, macarona. O ultimă întrebare și un răspuns cât se poate de simplu. Credeți în profeția, cu ghilimele, evident, profeție, era o declarație cât se poate de serioasă a președintelui României care spunea că salvarea României nu poate veni decât de la agricultură și turism? Ca om implicat, iată, în finanțări de multe miliarde pe agricultură. Cred că sunt două domenii de mare viitor în România și cu mare perspectivă și, credeți-mă, agricultura... Am văzut în ultimii 2 ani jumate mulți agricultori. Adevărați. Da? Și credeți-mă, este un domeniu teribil, teribil de eficient și de bănos. Atunci când este făcut cu meserie și cu profesionalism. Nu rămâne decât să-l crepe domnul Vădan, știe ce spune. Are acolo un mare sac de bani,
evident că este o figură de stil, cu aproape 10 miliarde de euro, din care agricultura românească își poate extrage, să spunem, seva, sau mai bine zis, energia ca să renască. Doamnelor și domnilor, a fost extrem de interesant pentru mine și important pentru mine, sunt sigur că și pentru dumneavoastră, să-l avem aici, în studioul 2 al Televiziunii Târgoviște, pe directorul general al Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, domnul Mihai Gavril Vădan. Mulțumesc, domnule director general, și țineți-o tot așa. Vă mulțumim, să sperăm că ne reușim. Rămâneți cu TTV, citiți dimbovitianul.com, toate bune!